E timpul să râdem, oameni buni. Astăzi nu este doar ziua colegei noastre Peggy, ci și ziua de naștere a unui alt coleg și prieten și, cum să vă zicem... Coleg! Cum? Am zis coleg, nu mă, dar cum e, om drag nou de atâția ani aici. Este vorba de Nea Rică Răducanu, legenda Rapidului, care împlinește astăzi 73 de ani. Înainte de a-l pofti în platou ca să-l sărbătorim, i-am făcut cadou o farță de zile mari. I-am trimis la poartă o echipă care să-l scoată din pepeni. Pretextul a fost că o pisică s-a ascuns sub motorul mașinii, iar angajații unui ONG de protecție a animalelor s-au chinuit să o scoată făcând bucăți mașina lui Nea Rică. Băi, e treabă serioasă. Eu zic să vedeți reacția lui Nea Rică când a văzut oamenii sub mașină cum îi tăiau plasticul de acolo să scoată pisica. Taie-mă acolo! Dă prietenii! Haide, băie, și afară! Auziți, aveți o cârpă. A căzut bușonul de la ulei. Pusă pe șotii, echipa lui Măruță s-a adunat dis de dimineață în curte la ADP Sector 6, acolo unde șeful de garaj pregătise deja ustensilele de care aveam nevoie pentru a-l face pe Rică să creadă că mașina îi este distrusă cu adevărat. L-am avut complice și pe Marius, salvatorul de animale de la asociația Cola Cariola, care a venit cu ambulanța veterinară și cu o pisică în carne și oase, pentru ca totul să fie cât mai credibil. Ia vezi acolo. Agață cu ceva. Dar încearcă să o sperii cu ceva. Păi cu ce să o sperim? Nu merge, bă, nene. Nu vă spărați, avea astră mașina? Ia-ți dumneavoastră mașina? O pisică la motor. Suntem de la o asociație de protecție a animalelor. Ne-a sunat o doamnă, o vecină, că aude miorlăind. Păi nu putem să o lăsăm aici. Trebuie să încercăm să o scoatem. Pune motor. Cum? Ce e motor la mine? Da, e băgat, e sub scut, că e colegul meu aici, e sub mașină, se uită, e băgată la scut. Păi nu putem să o lăsăm, mai ai problema. Că noi de asta ne ocupăm. Să nu mai intră asta. Ajutați-ne și pe noi dacă e puțin cu roata să... Sunt două, una am prins-o, că era la mașina asta din spate. Rică pare să știe de existența pisicilor de la poartă și nu vrea să coopereze, așa că schimbăm foaia. Taie-mă acolo. Dacă nu vrea... Cum? Cine face mare? O doamnă ne-a sunat de la 6:30 dimineața. Nu știm cine, că pe noi așa face, ne sună și ne anunță. Nu merge, bă, dar tu știi unde... Cum așa fac de ledere cu stația și acum ai speriat-o? Mă sperii cu ăsta, poate. E acolo? S-a speriat și s-a băgat ca s-a băgat. Păi da, dar trebuie să o scoatem, că nu poate să rămână la motor, asta e problema. Nu, nu se poate. Am mai scos una neagră? E pisica acolo și trebuie să tai un pic din scut ca să bage mâna, să o scoată. Poate faci eu la mașină cu pisica ta, că vă poți plăti toată mașina. Da, da. Păi nu, că oricum noi avem contract cu primăria și dacă lasă-mă, provocăm mă, ceva la mașină, noi avem un serviciu autorizat care vă schimbă. Nu, nu, că se prinde la... Nu, mă, nu puteți să omorâți pisica, nu se poate. Să nu pleca, să păi, intră la elice, intră la elice și o prindeți, deci noi asta facem. În 10-15 minute o scoatem, eu vreau să trag afară. Doar de scut un pic, un colț. Dar nu taia, bă, ce, de ce scutul de plastic. Ridicat-o sus și iese pisica afară. Păi nu este că trebuie să bag mâna pe sub scut și n-am loc. Nu, mă, uite atâta, trebuie să aveți cricul. Ia cricul, ridic-o sus în față și iese. O bucată de scut atât. Băi, n-am văzut că mașina nu mai tăia mie. Păi e pe partea asta. Vă dăm de vis din ăla, de la asociație și se repară, nu e problemă. Nu te văd aici, nu repar, mă. Stai că mai am un pic. Trebuie la face, nu încercam mie mașina pentru pisică. Hai, băi, șefule, ce... Hai, nu pot. Ai chemați poliția, nu, că nu, pe bune. Deci nu putem pleca fără pisică. Cu noastră știți problema cu mașina, noi știm cu animalele. Lasă-mă, mă, păi nu se poate să ne batem joc, mai ales că știm de ea. Nu te vă, lasă-mă, face, hai. Bagă-mă, dă cricul. Nu mai trebuie să o ridic pe cric un pic.
Deci vă arăt, există lege, da, este legea 155. Vă cred, mă întrebați de noi. Uitați cartea de vizită, cu asta ne ocupăm. Noi avem, vă facem proces verbal. Lui Nearică i-a crescut tensiunea, mai ales după ce a văzut că i-am tăiat chipurile și cureaua de distribuție. Uitați! Tăiași de-n gură cu gura, lasă-mă! Păi să vă arăt că nu ne credeți! Nu sunt tare în gură, vreau să salvez pisica, că ăsta mi-e scopul! Eu vă las! Dar asta mi-e scopul! Da, de ce-mi vorbiți așa? Ce căutați voi la mașina mea? Noi vrem să salvăm pisica. În timp ce scandalul lua amploare și Rică devenea tot mai furios, noi mai tăiam câte ceva de la mașină și dădeam și drumul la ulei. Auziți, aveți o cârpă ca a căzut bușonul de la ulei. Ce mai tăia, furtunul? Cred că era cort ceva de frână, nu știu ce. Băi, a tăiat și frâna. Rică încearcă să se calmeze și intră în curte să discute cu soția. Noi, tot la poartă, puși pe treabă. A tăiat din greșeală un furtun și să nu otrăvim pisica cu lichidul ăla, că a curs ulei sau nu știu ce. Nu înțelegeți că noi avem contract cu serviciu autorizat și totul se despăgubește. Nici măcar să deschideți ușa, să ridicăm capota, să vedem pe sus dacă putem să facem ceva. Poate reușim pe aici, că... suntem nebuni. După o jumătate de oră în care mașina lui părea că se dezmembrează piesă cu piesă, bietul Nearică a început să-și piardă răbdarea. Fără care este, eu am treabă, eu trebuie să plec. Ce astăzi? Păi mâine... Vrei, toată ziua am treabă, mă la televizor, mâine ziua mea, trebuie să iau... Și în loc să vă faceți o pomană, și ziua noastră. Prestați un pic. Da. Să-mi dați mașină, să merg. Acum, nu, chiar dacă vreți, plecați, nu, se poate că nu mai... Se văd eu. Eu plec și vă să rupem mașina. Păi nu, că porcă plătiți noastră. Văzând că nu are cum să o scoată la capăt cu noi, Nearică se gândește să reclame întreaga situație la televiziune. Primul care îi vine în cap e Măruță. Numai că noi suntem deja pe poziții și îi tăiem nervii cu flexul. Cine să ne filmeze? Filmați-ne, păi, filmați-ne că noi facem... După câteva minute, Rică cedează psihic, intră în curte, pune hotărât mâna pe telefon și o sună pe colega noastră, Greta. Da, Nearică, m-ai sunat, te pup. Băi, a trimis voi la mine acasă vreo oră să facă glume. Ce e? Ce să trimit? Ei, o astea de glume, vrăjeală pentru mine. Nu. Te cer cu toată lumea. De ce să te cer? Dar ce-i poți? Ce s-a întâmplat? La motor mi-a tăiat aia la motor acolo. Ce ți-a tăiat? Mi-a tăiat fruturul, aia cum mai plec să pot să plec cu mașina și că e o pisică în omul și ce mă cer la poartă de mașina. Convins că tot ce i se întâmplă este real, victima noastră a început să dea telefoane la băieții din galeria Rapidului să ceară ajutor. Văzând că Nearică a luat totul prea în serios și că nici nu se simte prea bine, am decis să-i dezvăluim că totul a fost o glumă și am ieșit cu tortul. Vezi că... Ia fii atent că vorbește cu galeria, da? M-au bătut vecini! Am făcut criză de diabet! Oameni, bai... Ia! Era sigur, de-aia vă dăceam mai să înțeleg, așa am nicio treabă. Stați, să murim de sete, să dea omul ăsta diabet aici. De prieteni. Așa de fapt. M-am dreptat. Ia uite, mă! Da, vreau o carabă, dar pe mine mă punea. Ia uite, la poate. Stai bun! Ce crezi că dacă-ți pătrâm, sunt prost? Sunt grași, dar ăsta era sigur. Ia zici și ceva, Lumăruț, acum că uite... Cătăline! Așa zic. Zi, bă, Cătăline! Ești băiatul meu, mai așa, mult anul nevastă mea, s-a numat revestul, dar să vezi ce pătești, că am stat încordat, era să mai dau și un pumn ăsta. E prietenul nostru de atâți ani, un om de nota 10, nu putea să n-aibă o farsă de ziua lui. Rică Răducanu este acum aici. La mulți ani, Rică, bine ai venit! Te-a luat cu inima. Mă, nu m-a luat, dar era gata. Era gata, ia unul, bă, Nearică, bă. La mulți ani, bre, la mulți ani. La mulți ani. Bă, da, ai fost calm de tot, bă, Nearică. Uite, am un cadou pentru ziua mea. Încă nu mă sculați, eram în pijama. Ia uite, Nearică, toarce.
Hei, stai mă să-ți spun ia, ceva. Stai cu pisica, nu ține-o în brațe, da. Vre, că e a mea ta. E cadou ma ta, de geama ta. Vrei, de cu, după ochi îmi place ochi. Ține-o mă. Stai să-ți spun ceva. Așa, stai, stai. Am vrut să vin cu o pisica adevărat. Da, 73 de ani, așa. Da. Așa, Narică, te mișcă din cap, are tot. Bravo, Narică. La mulți ani, Narică, 73 de ani, mulți înainte. Auzi, tata. Stai că nu poate să respire, lasă-o un pic mai așa, gata. Lasă-o, mă, că mă strâng eu să moare, sărac. Am vrut să... M-am dus la vecină dimineață. Fii atent ce am vrut să fac. M-am dus la vecină, că eu până la jumate așa mi-am dat seama, băi, e dubioasă treaba. Am sunat-o pe Pufoasa, Pufoasa Vrăjeală. Greta, adică. Greta. Uite cum se uită și pisicul ăsta, bă, de net. Da. Și îi spun, bă, tată, știi ceva de... Măi, e ceva necurat. E ceva, nu se poate. Și până am plecat în curte, am stat puțin ce am stat și le-am zis ăștia, ăla, să știi că ăla merită, are față de bătut, are un tupiu băiatul ăla, era să-l iau. Care, ăla de sub mașină sau celălalt? Nu, ăla alantul. Ăla de la asociație? Mamă, când a început el, bătași mă, dragul, te-mi cred că o iei. Dar știți că salvează multe animale. Foarte bine așa. Adică dar... chiar cu asta se ocupă și omul salvează animale. Dar stai să spun ceva, la mine stând pisici multe care stau sub mașină. Când mă duc, vine, e cald, stau acolo. Sau în grădină, sau ce face toate felurile. Da, asta e. Da. Și acum... Ești am nimerit cu pisica. Oh, stai. Da, e, cineva a fost... Băi, lasă Vrăjeala, mă. Ce mai face cu pisica asta? Nu asta vine că ea. Băi, bine. Mai face vreo șmecherie asta. Nu, pe cuvântul meu de onoare. Da, bine, bine. Nu, bine. Așa a făcut, a băgat un aparat acolo jos și uite, Nearică, că n-are cum să intre la motor. Te-ai speriat. Nu m-a scolat, dar nu era în formă, te-am simțit așa, erai și... M-a sculat în somn, ce drăguț, nu puțin. Nu, adică te-a sculat din somn. Dormeam, n-ai văzut că eram în pijama și până m-am... Bă, îi spun nevastă, bă, dată... Ai și mare tantam pe stradă acolo. Păi era gata să-l ia, bă, ăla la bătaie. Păi l-a și luat. E, na... Nu i-a dat. Și matalul Nicolaina i-a dat o palmă așa peste spate. Păi da, i-am spus, dacă dau ca lumea, îmi nasol. I-am dat așa ușor când mâncam sarmaua. Da. Da, și am băut un par de vin. Bă, Nearică, la mulți ani știi că te iubim mult de tot. Și am zis să-ți facem o farță, iar mata ne-a adus niște sarmale. Nu e o vreo farță, n-ai băgat ceva în ele. Mă fac de asta. Pe asta e glumă cu mâncarea. Ce... Ai dreptate, cu mâncarea nu glumim. No. Totul până la mâncare. Nici cu mici, Nearică. Da. Dar ce faci? Cum ești la 73 de ani? Dar nu contează-mă la 7, eu nu, adică după 70 începe să dea bereaua, așa, adică te dur toate. Sarmale, bă, astea-s făcute de soția dumneavoastră, nu? De cine, de mine? Vreau să-i mulțumim mult de fiecare dată ne trimite și o iubim mult de tot, mamă! Păi, auzi, ieri a pus 10 sarmale la ăștia și când nu mâncăm, când nu mâncăm și până a mai pus 10, 20. La filmare, da? Da. Nicolina, ai mâncat 20 de sarmale? Eu am mâncat 3. Păi și restul? Păi erau mulți, mult. Pisica! Știi cum s-a adunat? Atunci la filmare erau pe mașini, filma, nu mai da. A venit o mașină dimineață, șoferii, mă, cine lumea, cu mașina asta aici, da, dubioasă? Exact. Că pe stradă la noi eu știu totul, ce zic, dracu, n-are cum să... Mamă, Nearică... Lasă-mă, că știi care-i treaba. Aici ce ai pus? Ăsta e originalul de la Fina, de la Baia de Fier, că mâine mă duc, îi botez și aduc mai mult. Dacă veni săptămâna ta, vă aștept la mine. De ce? Asta ce e? Ceai, nu? Nu. E ăla la fel ca la Relu, dar Relu acum a zis, tată, să vii tu mâine să vezi tu ce vin. Fii atent că ne dă vin Relu de la ca lumea să-l vede. Nu știu ce e Nearică, dar e medicament. Da. E bun. Da, bun. Ia zi, Nearică, te-a sunat toată lumea astăzi de ziua mea ta, să zică la mulți ani? Da, majoritatea. Cine te-a sunat? Primul, care te-a sunat? Primul Relu, de la, să zică că are 50 de chile să mă duc mâine să le dea, să vadă, n-am băută când sunt părmă. Cristescu, prietenul meu de la, care am vrut, nu știu dacă ajunge, am o surpriză, să vede de acolo, face ceva, ca lumea n-ai mâncat niciodată, așa, dar, să vede, a zis dacă poate, că e flământ, e plâng. Dar mai a făcut soția mea ta? Părmă a început, până și Nea George Copus. Te-a sunat? Mhm. Te-a făcut cadou ceva? E, cadouri. Auzi, nu făcea cadouri când era patron la Rapid, face acum. Adică cum vrea, a rămas zgârcit? Nu știu dacă e zgârcit, dar ce rost are să mai cheltuim așa în apă, da? Nu, m-a sunat, a zis, lasă... Dar foarte frumos gestul că te-a sunat, serios. Tu, Mircea Lucescu? Te-a sunat Mircea Lucescu? Ce mai zis? E în Turcia, nu? Nu e, pleacă mâine la greci și la că joacă Răzvan finala. Da, da.
finul, adică... Da, am înțeles că el a fost la Grecia Națională și că se întoarce la o echipă de club tot în Turcia, nu? Nu zice nimic. Nu zice nimic, la Beşiktaş. Săptămâna ta zici că ne... Asta e Jmatane, adică în tinerețe, bă. Îți vine să plângi. Da, da. Uite-mă, ne arică cu viața asta, peste atâția ani. Îți imaginai, Mata, că o să fii la televiziune cu pisica în brațe să mâncăm sarmale? Nu, nu mă gândeam, dar nu mă gândeam de când eram la mine. Era cu vădată să ajung și eu cineva. Cât ți-am zis, tu te păgiulești când eram eu mai tânăr așa. Era mai închis de culoare, cu mama, cu tata, dar două, dă-i pe acolo. Și nu mă băga nimeni în seama și noi mergeam la Casa de Cultură să dansăm. Da. Și mai trecea la câte o fată să danseze, îți plăcea să fie. Eu, ne-a să rămână... Care e cea mai mare realizare a Mata în toți anii ăștia? Care ți-e bucuria, Mata? Mă bucur că mă iubește lumea. Vreau mă duc, am o față comercială imediat. Uite-l pe Arică, da. Mă simt foarte bine, că unii mă duc poze, dar că chiar dacă sunt mici și ei nu știe ce făceam eu, dar pot prin televizor până alta, da. Îți mulțumesc și proteveul la toți care mă duc, mă duc cu plăcere, mă știe că mai bag o vrăjeală și poate le spun părinții ceva de mine. A doua, o familie eșenentă, fiul meu Cătălin, cum vezi tu, e plecat, da, e în China și nevastă acolo. Ana e singura acasă, că a terminat facultatea în Olanda și face practic aici. Și avea o soție de nota 10, v-a pus Dumnezeu mâna pe soție. Da. Asta e adevărul. Era și că și ei a pus, nu. Adică eu eram Dumnezeu, i-a pus. Păi da, fără mine. Ai fost plecat la Paris, la FEDCA, pă? Am fost. Cum a fost? Obositor, dar mișto tot, sala plină, numai români. Da. Români. Mamă, poze. Păi nu puteam, n-am putut, dacă mânceam la toaletă, nu puteam, fugea după mine să facem poze. Alea, alea, pac. Foarte mișto. Ne-am dus, foarte mișto. A fost galeria, păcat că asta numai într-o bujie, mașina nu poate să meargă într-o bujie. Că, da. N-am mers trebuie, dar foarte mișto. Sala era plină numai de români. Nu știu dacă numai de român, dar toată lumea... Da, și striga da. A stat frumos cu Aurica Munteanu, cu tot, l-a venit și... A, la mulți ani e domnul Țirii. El e pe 9 mai și o pe 10. A fost ieri ziua lui. Da. A, dar ai văzut poza aia de... A pus-o Simona Halep cu pălărie, cu mânuși în mână, cu bastonul, cu asta? Ce, era portar? Era portar? Ia, păi, dacă era... dăm un pic telefonul. Dăm un pic păi telefonul. Da, ce bă, ce, normal că îl iubești. Nu, dar să vezi exact ce atitudine. Acum sunt tot la Madrid. Da, da, au dat petrece. Vrei niște sarmale? Ia farfuria aia și Doamne ajută. Vei, ca la cantina nu mai aici. Da la nimeni. Ca la cantina aici. Stai mă, Nearică, să-ți arăt. Matam, nu ești cu Instagramul, nu? Ești cu Instagramul, cu contul? Uite, oamenii pot să intre, de exemplu, să fie alături cu de noi pe la Măruță, liniuță jos, Pro TV, Instagramul nostru, să ne dea like acolo. Nearică, uite la aici, bre, pe... Ia uite. Tragi de-un greu. Stai că le arăți celor de acasă imediat. Vezi? Ia uite, și cu mânul și mână și cu bastonul tot. Băi, păi, să știi că chiar arată și e și e, boier, așa că e boier. Boier, e boier. Ce să... Hai uite să-l arătăm celor de acasă, da. De pe contul de Simone Halep, poza cu... Că domnul Ionel. Domnul Ion Țiriac, că a fost ziua lui de naștere, la mulți ani. La mulți ani, 80. Ioane, la mulți ani. La mulți ani. 80. 80, da. M-a luat. A. Da, frumos. E tare în tenis. Tragi, mă, domnule. E tare în tenis, bre. Tare toate, ce sunt. E tare, păi dacă ești cu... Ai văzut, asta e treaba. Îmi permis și eu dacă ar fi, dar e bine. Las, că să fim sănătoși, toată lumea să fie... Atâta vreau. Să fim, dar nu prea îi mai vezi. Lumea nu mai e bucuroasă, nu mai vin la meciuri. Tragi, mă, tăi, uite și asta știe. Nu mai vin la meciuri, nu mai, adică ai văzut englezi? Da. Ce înseamnă liniștite, lumea liniștită cu serviciu, cum eram la noi pe timpuri, și stadioanele plini și fotbaliștii, fotbaliștii joacă când vezi, tată, când vezi așa atmosfera. Energia de pe stadion. Noi cum să nu, ce nebun. Da. Nearică, cu sănătatea cum stai la 73 de ani? Sunt bine, mă, nu am nicio problemă. Pe cuvânt.
Asta e, mă, antricoatele, m-a început să mă... Antricoate? Da, că eu dacă nu mai joc tenis cu piciorul așa, mai ales acum nici n-ai unde, că stadionul gata, la dermat. Știi că noi te iubim mult de tot și n-a vrut să treacă ziua mata fără mult. Să-ți facem o farsă. Să... Nu e nicio problemă. Că... Să râdem, bre, că mata e și foarte haios, da. Și cum mata chiar râdem, băi, așa cu și drag. Toată lumea, să știi că o ia frumos așa, adică ce ți-a făcut. Da, vreau să ne spun, dacă vor oamenii să spună la mulți ani, mata ești cu Facebook, cu asta, unde să zică la mulți ani? Unde vrea. Are, mă, dreptate și Nearică. Vreți, da, hai facem un selfie. Băi, uite, punem poza asta pe cont La Măruță, liniuță jos, Pro TV. Da. Ciucă, vii, mă, să ne faci o poză, că nu e bine. Să punem, bre. Hai, să... că ai mâncat sarmalele. Hai. Cum au mers, ca unse, hai. Nu? Aoleu. Hai, mă, Nearică, așa, și noi doi și pisica. Hai. Ciucă, da. Mai e de aici, așa că... Ia. Yeah. Cu Nearică. Da. Să fii sănătos. Să-i spunem la mulți ani. La mulți ani, Pro TV. Mulțumesc foarte mult. Nu, că Pro TV pe 1 decembrie ziua. M-a zis ziua mata. Nu contează, bă, dar mereu. Mata, știi că ești tu. Bine, omul la drag. La mulți ani tuturor și mie. La mulți ani, Nearică. E telefonul meu, ciucă, vezi? Bine, ai luat sarmale și telefonul. Ce da. Nearică, da. La mulți ani, să-ți dea Dumnezeu da. Sănătate, te iubim mult de tot, să fii fericit și ce să-ți mai zic? Oricând, ne vedem. Te mai așteptăm pe la noi, salutări acasă și încă o dată la mulți ani, Nearică Răducanu! Să rămâna, pa, pa! Și cum, ce nume o să-i pui? Băi, știi pe cine am văzut aici? Cred că vine Brigitte, îi pur să mă văd. Am văzut-o pe Brigitte pe aici. Ia uite, are ochii, să zic, are. Brigitte, stai cu minte, dragă. Am văzut aici, pe Brigitte. Pe Brigitte. Da, Brigitte, Brigitte, da. Ei, hey, eu pe românește Brigitte. Brigitte. Și Brigitte pe franțuzește, dacă... Adică îi ziceai... Dar da, ce zici de Brigitte cu ferma? Te-ai uitat și la ferma unul început? M-am uitat. Ce să zic? Nervoși oamenii, nervoși. Dar ai văzut că e cu... s-a îndrăgostit Brigitte. Păi ne-am întâlnit, mă, sunt cu... ești cu băiatul. Cu... Da. Băi, îmi place că... e cu toată lumea, pe aici. Ilie nu e, că e plecat la Madrid. Da, Ilie nu e, că e plecat la Madrid, da. Dar Brigitte e cam nervoasă, zici, nu? Păi ce vrei, măi, e tânără. Miau, miau. Iată, vrea avătat. Miau, miau. Nearică, te iubim, să ai sănătate. Tot ce-ți dorești. Rica Răducanu, prietenul nostru. Un om senzațional. Un om de nota 10. Mulțumim mult.